doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp și suntem astăzi împreună. În ședința de Consiliu de astăzi, ședința extraordinară de Consiliu Județean, am aprobat alocarea unei sume pentru spitalele de subordinea Consiliului Județean. O sumă de aproape 16 milioane de lei, adică aproape 160 de miliarde vechi, sumă care va acoperi necesarul de aparatură pe care l-au trimis spitalele, aparatură medicală specifică pentru coronavirus, și anume vorbim de ventilatoare mecanice și de concentratoare de oxigen și, bineînțeles, pentru ceea ce înseamnă restul de aparatură de dotare a serviciului și a secției de terapie intensivă de la Spitalul Județean. Adică la Spitalul Județean am alocat sumă de 6.830.000 de lei, sumă ce va fi repartizată astfel: pentru 35 de aparate de ventilație mecanică, aparate de ventilație mecanică portabilă, monitor funcții vitale 20 de bucăți, laringoscoape 50 de bucăți, pentru ceea ce înseamnă dezinfectanți, materiale sanitare și echipamente de protecție pentru medici, 1.000.000 de lei. Pentru spitalul TBC, concentratoare de oxigen, 15 bucăți, iar pentru bunuri și servicii, și aici bunuri și servicii înseamnă dezinfectanți, materiale sanitare și echipamente de protecție pentru cadrele medicale, 800.000 de lei. La Spitalul de Boli Infecțioase, unde încercăm să înființăm și o secție de terapie intensivă, am alocat suma de 7.300.000 de lei. Acolo vom înființa o stație de oxigen și stație de aer comprimat, ventilatoare pentru respirație artificială 20 de bucăți, monitor funcții vitale 20 de bucăți, seringi injectomate 40, EKG mobil, aparat RX mobil pentru radiografii, aparat ventilație mobil, paturi ATI și stație de oxigen proiectare și proiectarea stației de oxigen. Iar pentru bunuri și servicii, adică pentru dezinfectanți, pentru materiale sanitare și echipamente pentru medici, suma de 1.500.000 de lei, adică 15 miliarde lei. Deci total sumă ar fi aproape 16 milioane de lei, bani pe care spitalele îi vor putea consuma, îi vor putea cheltui în continuare, pentru aprovizionarea aparaturii medicale despre care v-am spus și, bineînțeles, în primul rând, pentru dezinfectanți și echipamente medicale pentru medici. Vreau să vă mai fac mențiunea că în ședința de joia trecută, Consiliul Județean a mai alocat o sumă de 2.250.000 de lei, tot pentru aprovizionarea cu dezinfectanți, materiale sanitare și echipamente, iar într-o ședință anterioară extraordinară cu o săptămână înainte a mai fost alocat încă 1.000.000 de lei la dispoziția Direcției de Sănătate Publică și a spitalelor pentru a achiziționa materiale, dezinfectanți sau ceea ce se impune pe bunuri și servicii în regim de urgență. Asta înseamnă total până acum alocat de Consiliul Județean pentru spitalele din subordinea Consiliului Județean suma de 19.250.000 de lei, mai exact 192 de miliarde. Astăzi când vorbim, prioritatea numărul 1 înseamnă aprovizionarea cu materiale de protecție pentru personalul medical.
Din păcate, și spun că din păcate, sunt anumite materiale sanitare sau echipamente de protecție care se găsesc foarte greu pe piață. De aceea toate echipele și toate serviciile de achiziție din cadrul spitalelor, doar lucrul ăsta fac zilnic, caută echipamente de protecție și dezinfectanți. Asta este, așa stau lucrurile. Iar după ședința de astăzi, unde au fost toți consilierii, aproape toți consilierii județeni, am rugat și aparatul tehnic al Consiliului Județean să încercăm să instalăm un sistem online, pentru că pe viitor, sunt sigur, așa cum evoluează acest virus, și pe viitor va fi nevoie să mai facem ședințe extraordinare sau să luăm decizii de moment, de pe o oră pe alta. Să dea Dumnezeu să nu fie nevoie, dar la felul cum evoluează în momentul de față acest virus, nu cred că nu vom mai face ședințe extraordinare chiar și până la sfârșitul lunii. Din punct de vedere financiar, Consiliul Județean în momentul de față își asumă și poate să asigure parte de finanțare pentru ceea ce înseamnă spitalele din subordinea Consiliului Județean și încercăm să asigurăm și sumele necesare pentru alte situații de urgență care vor apărea în județul Galați și este nevoie ca noi să intervenim și să susținem financiar orice intervenție pentru protejarea persoanelor și pentru a ajuta persoanele din județul Galați și alte instituții.